Ion Bădescu, marele om de fotbal al câmpul lungului și mușcelului, a trecut la cele veșnice la vârsta de 71 de ani. Retras din viața fotbalistică de mai mult timp, tatăl lui Liviu și Ionus Bădescu a descoperit și format la juniorii lui Mușcelul și mai apoi la Aro Câmpulung zeci, dacă nu sute de fotbaliști. Printre cei mai reprezentativi fotbaliști lefuisi și pregătiți pentru fotbalul mare de la noi din țară, dar și de peste hotare, se numără Gică Butoiu, Alin Durdun, Nicușor Ceapraz, Relu Pescaru, Ionus Bădescu, Liviu Bădescu și mulți, mulți alții. Astăzi, Ion Bădescu a fost condus pe ultimul drum de rude și apropiați, dar și de foști cu echipieri de pe vremea când Gogu. Așa cum îi spuneau prietenii, încânta asistența de pe municipal cu stilul său unic în a controla balonul rotund. Dumnezeu să-l odihnească în pace!